La granița dintre minunata Bucovina și tărâmul de poveste al Maramureșului se află frumosul Plai Bistrițean, un loc plăcut ochiului, dar și inimii. Un colț plin de farmec al acestui plai se găsește la Năsăud, un oraș mic cu aproape 10.000 de locuitori, dar cu oameni calzi, primitori și cu suflet bun. Aici, pe aceste meleaguri, glasul iubirii și glasul pământului, descrise de Liviu Lebreanu, încă se mai aud. Astăzi vrem să dăm glas unui vis măreț încolțit în inimile unor credincioși. Este visul de a ridica o casă de rugăciune pentru slava lui Dumnezeu și pentru pacea multor suflete. Suntem o grupă formată din... 1, 2, 3... Copii! Un tânăr. Câțiva adulți. Acum ne adunăm și ne închinăm Domnului într-un spațiu închiriat. Visul nostru are două mari provocări de parcurs. Prima provocare constă în cumpărarea unui teren, iar a doua presupune construirea bisericii. Suntem puțini, dar ne încredem în bunul Tată Ceresc care mereu ne poartă de grijă. Credem și în inimile binevoitoare și darnice ce vor sprijini acest proiect. Vă invităm să fiți părtași alături de noi la înfăptuirea acestui vis cu ceea ce Domnul vă va pune pe inimă să faceți. Unele persoane se pot ruga, unele inimi pot încuraja și alte suflete pot dărui. Mulțumim mult celor ce ne purtați în rugă, apreciem sprijinul fiecăruia și suntem recunoscători cerului pentru fiecare suflet darnic. Domnul să răsplătească efortul fiecăruia, cu prețuire grupa din Năsăud. Dacă inima ta a luat decizia de a dărui, o poți face oferind suma dorită în conturile conferinței Transilvania Nord cu specificația pentru Năsăud.